Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi mergem cu Opalașul Corsa la Rânca, mai exact pe Transalpina. Vrem să traversăm Transalpina, să vedem dacă Opalașul Corsa E1-3 va face față. Așa că o să vă ținem la curent cu tot ce va urma pe parcurs. Să vedem dacă ne și împărți. Am ales să mergem cu această mașină pentru că l-am luat să momentan trebuie schimbat convertizorul la cutie și dacă tot consumă această mașină, zic eu că destul de puțin, mai totuși să profităm de consumul acesta. Avem geamul lăsat în jos pentru că momentan acel nu va merge și asta e, ne acomodăm cu ce avem. Ne auzim pe parcurs. Am alimentat și cu motorină, am băgat și ulei, sper că am băgat motorină, da? Și acum să vedem cum fac să trec și eu la volan, că e șoferul ăsta aici care nu cred că mă vrea să mă lase. Domnule, mă lăsați și pe mine să intru. Se pare că vremea acolo sus este puțin înnorată, dar nu ne facem griji, pentru că știm că va fi bine. Și oficial am început urcarea pe Transalpina. Să vedem ce poate Opalașul, urcă sau nu urcă. Nu zic că se descurcă, dacă nu o lăsăm fructurată. Hai să mergem să vedem ce peisaje vom vedea în această zi minunată. Ce-au terminat, iubire? Pensiunile, nu stațiunile. Opărașul poate, urcăm viteza Melcului. Viteza care se poate. Totuși avem un 60 pe aici prin Cotulești. Eu zic, e destul de bine. Se ține destul de bine dieselul acesta. Să găsim, să vedem unde facem și noi un mic picnic. Să încercăm să intrăm pe aici. Să vedem și cum va fi vremea afară. Da, sperăm să bată foarte tare vântul. Să ne iese și nou un picnic cât mai ok. Și am început aventura. Luca vrea să urcăm tot acest munte. Ce este mai frumos decât să ieși într-o zi cu soare la un picnic frumos la munte? Da, tati, urcăm? Hai că te ajută, tati. Și am ajuns singur. Se pare că poate mai mult copilul decât mine. Ce apă, tati, nu ia apă acolo. Și acolo este și rovinariul. Oh, cum se vede. Ușor, tati, că dacă ții viteză, nu te mai oprești. Pregătim și picnicul frumos. Dar acest băiat nu vrea să mănânce. Vrea doar să exploreze. Am făcut și picnicul, am și mâncat. Am și strâns tot, pentru că așa e normal și frumos. Știți cum este, toată lumea vrea o țară ca afară, dar majoritatea nu se comportă ca în afară. Lăsăm toate astea la o parte. Dăm a doua, pentru că cu a treia nu mai vrea. Și continuăm către Transalpina. Vedem acolo puțin norat, dar sperăm să fie totul bine. Se pare că situația începe să se întunece, dar nu e nicio problemă, pentru că avem acoperiș. Thank you.
pare că avem tupeu. Nu spun că mașinile cu ăsta nu sunt bune, dar nu cred că sunt făcute pentru asta. Partea bună este că am început să avem și aer condiționat. Și nu din cauza că s-a întâmplat o minune cu mașina, ci din cauza că sunt 11 grade. Și am ajuns la cel mai înalt punct al Transalpinei, la cota 2234,95. Zic și eu, nu sunt sigur. După care o să începem să mai coborâm și apoi să urcăm și tot așa. Dar acesta, din câte știu eu, este cel mai înalt punct. Aici ne scrie nu staționează ca pietre. Tocmai asta fac oamenii, staționează. Uitați și voi ce frumusețe. Și la cel mai înalt punct avem 7,5 grade, deci au scăzut peste 20 de grade de la Novaci până aici, în vârf, în cel mai înalt vârf al Transalpinei. Județul Vâlcea, vedeți, de aici intrăm și în județul Vâlcea. Ce peisaj și ce frumos pare cu toată, cu toți norii aceștia. Sperăm să nu ne ia vântul, pentru că avem și o mașină destul de ușoară. Dar e bine că am mâncat bine vara asta și mă ajută lucrul ăsta. Uite-te și tu cum se mișcă indicatorul acolo. Doamne, nu știu dacă se focalizează. Dar chiar bate vântul tare. Da, da. Ha, uitați, avem și un Logan. Trebuie să venim și noi cu al nostru, dar... Aici avem un izvor foarte frumos, unde apa este foarte, foarte rece. Deci, dacă afară sunt 6 grade, nu știu cât are apa, pentru că mi-a înghețat mâna. Și vedeți, să ducem apă la copii. Și aici, popălul nu poate să meargă pe Transalpin. Bă, ce faci, bă, acolo? Da, tati. Îți place aici? Ușor. Mami, e mașină, că e frig. Și de acolo am venit noi. Acolo a fost cel mai înalt punct. Și bă, nu mă vor pe aici. Da, tati. Mai merge să ne mai primul? Încearcă să urce. Hai, tati, hai. Dacă facem 150 de like-uri la acest clip, o să merg cu Opelul pe Transfăgărcea. Cred că ar fi mai interesant decât cu BMW-ul, cred. Dar lăsați voi în comentarii. La 150 de like-uri, mergem ori cu Opelul, ori cu BMW-ul pe Transfăgărcea. Lăsați voi în comentarii cu ce vreți și care sunt, cu care mașină sunt cele mai multe comentarii, cu aceea mergem. Gata, tati, ai urcat? Bravo! Am făcut o întoarcere. Pentru că treaba nu era sigură, pentru că am vrut să ne întoarcem pe partea aceea, pe Obârșia, pe Voineasa, dar nu suntem siguri dacă Valea Oltului este închisă și pe acea zonă spre Râmnicul Vâlcea. Pe GPS nu mi-ar fi dat, dar nu vreau să risc, adică vreau să merg mai la sigur decât să ajung acolo și apoi să trebuia să mă întorc. Mai bine ne-am întors de la aproximativ
cred că 15-20 de kilometri aproape de obârșia lotului. Deci nu mai aveam foarte mult, așa că am decis mai bine să ne întoarcem. Și acum să mergem să vizităm și alte locuri în timp ce ne bucurăm de un alt fel de peisaj, pentru că noi am văzut totul pe partea aceea, dar pe întoarcere peisajele sunt total diferite și staie respirația cu această vale însorită extraordinară. Ia uitați și voi câte biciclete sunt în acest sat. Aici de aparte, cred că toată lumea și-a scos bicicletele de care nu mai avea nevoie și le-a făcut monumente sau ornamente. Da, e frumos cu copilul la plimbare. Am ajuns la peștera Mierilor, care se află acolo. Și am zis totuși să mâncăm și noi ceva, să ne mai liniștim, dar n-ai cu cine, domne? Că el tot vine cu viteză să se arunce în apa asta. Și uite, să stau paznic gen. Bine, el doar se face, dar nu știu cum scapă. Lucas, pericol public. E frumos cu copii să pleci la plimbare. Bă, pericol public. Mergem și o să vă arătăm niște imagini, zic eu, destul de frumoase de la peștera Colbraș. Deci îmi place foarte mult această zonă. Păcat că nu este asfaltată, dar probabil nici nu o să o asfalteze din cauza că se poate, nu știu, poate surbe acest masiv. Aici în jos este râul Olteț și este foarte, foarte, foarte jos. Deci nu știu, cred că sunt până acolo câțiva zeci de metri. Am fost acum câțiva ani. Sunt vreo 600 de metri dus, 600 întors, 1 km 200 aproximativ dus întors. Uitați-vă ce mai splendoare. Și da, e destul de frumos. Aici putem să se vede. Sper că sunt prinse bine stâncile. Ți este teamă? Da. S-a întunecat de tot aici, având în vedere că nu prea ajunge soarele. Și aici... Da, clar, dar nu astăzi. Și aici este intrarea în peștera. Foarte jos. Mi este și teamă să merg. Deci mulți metri. Trecul la camera de rezervă, unde se vede ceva mai slăbuț, începe să apară și lumina. Iar pe aici o să vreau să vin cu Loganul la un moment dat, să vedem dacă putem traversa tot acest munți până la obârșia lotului Voineasa, în zona aceea. Uite-te cât e jos. Se vede fundul? Nu. Cât de frumos se vede mănăstirea cu această cărare. Vedeți, mergem? Haideți să vedem ce avem noi aici. Și aici avem un mic muzeu, o mică expoziție de arhitectură.
în aer liber. Acești oameni primesc în depărtare să vadă. Vin, ne atacă, la fel și aceea. Toată lumea e gânditoare cum să facă să cucerească. Numai doamnele de aici fac horă, domnule, fac horă. Nu să facă de mâncare pentru oamenii ăștia care își dau silința ei să vadă cum cuceresc popoare și pământuri. Terminat și cu această plimbărică. Dacă v-a plăcut clipul, nu ezitați să lăsați un like. Ajungem la 150 și la 150 mergem și pe Transfăgărășan. Lăsați în comentarii cu ce mașină vrei să mergem, cu Opelul sau cu BMW-ul. Hai să văd în comentarii. Până data viitoare, am fost Valentin Grețan. V-am pupat și toate cele bune. Pa!